Școala Generală numărul 18 se extinde cu încă 5 săli de clasă și astfel toți elevii vor putea veni de dimineață la cursuri. Până acum orele se făceau în două schimburi din cauza spațiului restrâns. Noua investiție va fi gata peste 17 luni. Proiectul care prevede reabilitarea și extinderea școlii este realizat cu fonduri europene. Îndeplinirea acestui obiectiv general, desigur, este condiționată și de obiective specifice, care de altfel sunt doar două și constau în extinderea clădirii pentru accesul simultan al tuturor elevilor școlii la procesul educațional. Al doilea obiectiv specific este îmbunătățirea procesului educațional prin dotarea școlii cu echipamente didactice, IT și materiale specifice pentru documentare. În total vor fi investiți peste 5 milioane de lei. Odată ce proiectul va fi încheiat, elevii vor avea condiții mai bune de studiu. Laborator de informatică existent va fi dotat la nivel european. Se va amenaja un centru de documentare informațională. De asemenea, se va amenaja un laborator de limbi moderne, tot prin dotare la nivel standarde europene. 5% dintre școlile generale din Sibiu funcționează în spații mici, așa că elevii sunt nevoiți să vină și după amiaza la cursuri.